Dragi botoșeneni, ați ales schimbarea votându-mă pe mine. Aceasta este echipa mea pentru Parlamentul României. Am nevoie de voi încă o dată pentru a continua schimbarea. Cu acești oameni în Parlamentul României vom face ceea ce botoșanul merită și trebuie să aibă. Cu așa echipă minunată vă promit că schimbarea va avea loc și tot ce este de făcut pentru botoșani se va putea face. Cel mai bun prim-ministru al României poate fi astăzi, și știu ce spun domnul Bolojan și toată lumea spune asta, domnul Bolojan, prim-ministru, Partidul Național Liberal, este la guvernare. Spun o veste cumva proastă pentru oamenii din PSD, din Botoșani, că Partidul Social Democrat nu va fi la guvernare. Așa cred acum și așa văd eu spectrul politic care se va juca de aici încolo. În condițiile astea, echipa pe care o am, cei care pleacă în Parlament, cu metodele noastre, cu CV-ul lor, între orice comparație, repet, între cei... Nu cred că comparați pe Digitalul cu doamna Feodorov. Niciodată. Sau nu vrem Ionela cu oricare vreți, sau Luciana, sau Alex, sau... Nu există așa ceva. Dați-mi voie, vă sunteți presă, oameni, dați-mi un răspuns. Măi, arată-i mai mult dictăm. Dați-mi un budăie care poate să ia la orice tip de analiză, de diplomație, de tehnică, de știință, de organizare. Și cred în asta. Și cred că oamenii ăștia pot să facă mai mult. Adică pot să facă mai mult ce s-a făcut până acum. Pentru că mi-am făcut foarte, foarte puțin. Este un moment, culmea, spun așa, chiar dacă pare ciudat ce spun eu, este un moment bun pentru Partidul Național Liberal și din Botoșani de România. Este clar că conducerea de la București avea lacune grave. Nu poți să conduci partidul ca președintele tău, care este a doua forță politică, să ia 6%. Nu poți, 8%. E clar că sunt eu de metodă, de oameni, de adaptare, de minte, de modernitate. Le spuneam acum multă vreme, acum 2 luni de zile, oameni buni, vă rog să vă gândiți, tot spuneam, dor tu dor, ușă în ușă, vorbești cu omul, telefon, se bandă în față, oameni buni, s-a schimbat lumea. Aveți acest element în casa fiecărui. Și nu contează tânăr sau bătrân, de la țară la oraș, toți îl au. Căutați metode, mergi la emoții. Dacă nu faci asta, e o metodă. Eu zic că e cea mai modernă și s-ar putea să dea cel mai bun rezultat. N-au înțeles, n-au făcut asta. A doua chestie sunt oamenii. Oameni noi, oameni proaspeți, oameni cu altă viziune și cu altă, fără schelete, cum spune presa, s-o fără, dar nici asta nu s-a întâmplat. Și nu se întâmplă. Și eu mă uit în tot ce înseamnă spectrul politic în România. Nimeni, niciun partid n-a avut curajul să facă ce am făcut noi. Niciun partid. Îmi asum ce spun, știu ce spun, n-am creat, nu știu, mare, să spunem, accident în spatele meu politic, adică nu am făcut o luptă cu domnul Șoptică sau cu domnul Flutu sau cu domnul Țurcanu. Pur și simplu i-am făcut să înțeleagă că lumea vrea altceva. Și eu cred că lumea a vrut altceva, la Botoșani vrea altceva și s-a întâmplat altceva. Cred că modelul ăsta care l-am făcut noi, chiar să nu fi invenția mea. Pur și simplu, intrat în politică din altă zonă, am vrut să construiesc sau vrem să construim o lume care cum aș fi eu, Baluie Iftime, mi pare la baricade. Eu ce aș vrea? Oameni noi, oameni care au făcut ceva la viață, oameni care dau un exemplu, oameni care au ambiții și, cum să vă spun, și oameni care nu se sprijină pe politică ca pe singurul levier pe care îi dă existența. Vă simțiți vinovat pentru rezultatul lui Nicolae Ciucă la Botoșani? Nu. Nu partidul împinge un președinte. Președinte trage partidul. Credeți-mă. Oriunde din lumea asta. Nu poți partidul să aibă ca așa. Deci este o chestiune de eu mi se pare că nu-i prostie, aroganță și neputință de a gândi acelor la București. Dacă îți pune fiecare sondaj că domnul președinte Ciucă are 8% și noi vrem să-l pompăm la 25%, de unde? Oameni buni, am fost la conferință, am văzut 300, 500, 400 de oameni care am văzut în față. Și am vorbit de fiecare dată despre omul Ciucă. Credeți-mă, simt sala acum, că le spuneam, când încerca să descriu cum îl văd pe noi la președinție, punea sala ochii în jos. A spus că este un moment zero cu reinventarea PNL-ului. Deci nu s-a luat această decizie de a fi înlocuit candidatul la președințial? Așa e în politică, doar cu tremurile. Deci nu s-a instalat domnul Brojan înainte? Deci, așa e în politică, cu tremurile, nu știu dacă acceptă, eu sper să accepte. Ai nevoie de un tsunami ca lumea să revină. Așa e făcută politica. Nimeni acest rezultat, cât va influența rezultatul alegerilor de duminică viitoare? Depinde cum ne organizăm început de astăzi. Dacă Partidul Național Liberal se așează pe statutul, pe vârful de lance, pe Ilie Bolojan,
Și dacă domnul Bolojan își a în spate 5 oameni, cu care deja se înceapă negocieri pentru forța dreptă, pentru de asta o forță de dreapta de România, eu cred că nu pierde nimic. Ba din contra, dacă suntem reactivi, dacă suntem drăcoși acum și arătăm poporului că am greșit, eu sunt convins că avem mai mult de câștig. Nicolae Ciucă va pleca și cu cei 3 oameni care l-au susținut foarte tare? Dar nu cred că 3, sunt vreo 7-8 acolo. Eu părerea mea este că domnul Ciucă nu se ține de scaun. Eu am fost la diverse întâlniri de astea în 10-15 oameni în care domnul Ciucă spunea că vrea să plece de acum 3 luni. Alții susțineau, ca și cum l-aș fi folosit cumva, ceea ce nici acum nu înțeleg de ce. Cu cine mergi pe NL-ul în turul 2? Asta nu știu, e chestie de negociere. Dar în opinia mea e clar că Lasconi este cea mai bună opțiune. Dacă sunt eu întrebat, dacă aș fi să fie o decizie. În momentul ăsta, doamna Lasconi, este USR-ul, care sigur că trebuie reorganizat un lucru de acolo, că au niște sechele, niște lupte mai vechi la posta guvernare, dar eu zic că sunt oameni deștepți acolo, sunt oameni de dreapta și sunt foarte mulți care cred că acceptau o colaborare cu foarte deschis, dar bine, de la egal la egal, nu tratăm noi liberale și USR-ul sau invers. Dar egal la egal, în politică se poate câștiga și este o altă negociere. Vă temeți că așa nu putea cere și dumneavoastră cineva mandatul? Îl dau acum dacă mi-l cere. Cu el, Bolojan accepte. Cu cine cere, nu? Veți face parte din echipa lui la București? Da. Da, dacă îmi cere, da, domnul Bolojan, da, dar mă știe, nu știu dacă... Nu-i viața mea aici, să știți. Doar dacă e nevoie de mine, dacă nu vreau. Nu trebuie nimic, nu trebuie niciun fel de în politică, nu știu ce scaune. Chiar nu vreau. Vreau să înțelegeți că, și vă spun încă o dată, voi face 4 ani la Botoșan, notați-mă, trageți de urechi, în 4 ani. Cine a făcut nimic niciodată? O să-i dau direcția Botoșanului, dar încă, deci dau direcția unui județ modern. Repet, o să avem o infrastructură rutieră, măcar în proiect, măcar în direcție de finanțare. Cale ferată Iași-Botoșani, Botoșani-Iași. Drum expres nou, Târgu Frumos, Botoșani-Târgu Frumos. Drum expres de la Suceava, de la A7 către Dorohoi, Darabani, Vama. Cale ferată de la Iași, Dângeni, Dorohoi. Gaz metan obligatoriu în Nord. Dacă fac lucrurile astea și prima rezolv problema apei poate fi rezolvat, dar toate astea au nevoie de foarte mulți bani. Apă, gaz, infrastructură, au nevoie de foarte mulți bani. Și de guvern. Dacă au nevoie de bani, au nevoie de guvern. Au nevoie de putere, au nevoie de sprijin politic. Dacă am aceste devieri, credeți-mă, eu la apă o să vedeți în 2 săptămâni deja că sunt mici schimbări. Doar o mică schimbare, cred că e organizare de management local de acolo, o altă circulație a informațiilor și azi dacă te, mă rog, dați un telefon la lab dacă vă răspunde. Dacă sunt defect, vezi că vă răspunde. Încercați. La dispecerat? Da. Vezi că vă răspunde, care nu răspunde niciodată. Dar ai o chestiune de dialog cu oameni și eu pot să fac asta. Dar ca să pot lucrurile astea și singurul meu challenge, la vârsta mea, la ce am făcut până acum, este să las ceva în Botoșani palpabil. Sunt mai hotărât și mai nervos ca oricând. Să fac ceva în Botoșani ca să vă placă la toți. Să fac stadionul ăsta, nu cu primarul care fuge ca un iepuri după când fugește vulpea. Dom'le, am făcut dosar, am scos cu ajutorul domnului Ciolacu, recunosc, dosarul de stadion de la CNI la Ministerul Dezvoltării. Domnul e aici, Iede. Nici acum, au venit? Nici acum, după o lună de zile, a fost o ședință de urgență la Ministerul Dezvoltării și au chemat consultantul. Consultantul trebuia să răspundă și întrebări simple. Are o lună și ceva, nu au depus răspunsul la întrebări, oameni buni. Înnebunesc. Eu îi spun că nu este apă pe o stradă și îmi spui că treaba mea e ACJ-ul, companie de apă. Nu, domnule. Apa, o stradă care nu are apă, este să investești fața apă și după aceea vorbim. Sunt străzi în Botoșani. Eu ce să vă spun? Nu o să fac răuciat la nimeni. Dar nu pot să las lucrul la întâmplare. Sunt străzi nepredate. Sunt niște investiții făcute de vremea lui Victor Constructi în zona de la Aneleor pe acolo. Domnule, cu țeavă de PN6 la o presiune apei de 7 bar, trebuia să fie PN10, plasată pe jocul străzii, pozată pe jocul străzii și capă la fiecare mașină care trece. Presiunea prea mare a apei, nimeni n-a recepționat. Asta e apa în Botoșani. O companie de apă, nu e adevărat. Nu e o companie de apă. Tot județul de apă la vaj, de apă potabilă. E o mare prostie și o mare greșeală. Dar să ne gândim la asta. E treaba primarului să dăm apă pentru animale, că nu e de la compania de apă. Dar noi le organizăm, le facem pe toate pas cu pas, credeți-mă. Numai pentru asta am nevoie de pentru că este mare, am nevoie de mulți bani. Și mulți bani înseamnă București, mulți bani înseamnă fonduri europene, mulți bani înseamnă
tot felul de situații de a găsi forme de finanțare. Astăzi ați avut discuții cu primarii de la PSD să susțină PNL-ul? O să susțină. Nu iau, n-am discuții cu ei. Că nu-i... Doamne, primarii la PSD, începând de astăzi, după asemenea dezastru pățit, eu dacă aș fi mai la PSD, prima dată îmi iau CV-ul, citesc, îl rup și vin la PNL. Au 4 ani de treabă și toată viața la putere. Toată viața a fost la putere, credeți-mă. Când toată viața ai cozonat gratuit și proaspăt și când îți dai a doua zi niște pâine neagră, fugi în teapă cu pământ. Așa cred că fi PSD-ul. Eu nu am niciun amenință, doar spun că dacă nu muncim serios, dacă ne aliniem în jurul, în spatele unor reguli foarte ferme, foarte, foarte ferme, avem probleme. Credeți că primarul de la Daraban a trecut la PSD? A pierdut alegerile. A câștigat ceva. Până primarul la Daraban doarme ca un urs care i-a dat pe miere. Da? Muncesc pentru el și factorii lucruri acolo. Pentru mine e o problemă, Alin, și spun de pe acum. Dacă sunt luat la mișto de oameni pentru care muncesc, e o problemă. Deci la Daraban am muncit pentru spital. Mă lupt ca nu știu cine pentru a aduce gaz acolo, mă lupt pentru cale ferată, mă lupt pentru zona industrială, mă lupt. Și domnul primar, nu știu, acum numărul de voturi, mi-ai spus asta pentru a spus ceva, că într-adevăr acolo s-a stat ca ursul care primește miere multă, știți? Că nu prea contează numărul de voturi, s-ar putea să nu poți să le iei. Eu dacă eram primar nu puteam lua mai multe voturi. Că nu poți să-i dai la om în cap, putează-i pe om. Eu dacă nu-i place chimie, dau-ți-o încolo. Și ăla luat o prostie prin internet, prin Dumnezeu, lumină, fare, pace. Și uite, și Liviu Bolojan a avut un rezultat prost. Și Valeriu a avut un rezultat prost. Și care vreau să un rezultat prost. Toți am avut un rezultat foarte, foarte prost. Numai că politica campaniei electorale la nivel național a fost făcută de la București, nu din mine. Nu m-a întrebat nimeni niciodată. Ba din contră. Eu am vrut la un moment dat să ne consultăm un pic și era doamna Gabriela care a fost cumva recomandă să facă oare în echipă și n-au vrut. Scuzați. Te-a disociat oarecum în campanie de el, nu? Nu. Nu m-am disociat. Eu am avut grijă să promovez echipa Valeriei Ftime. Și nu pentru interesul meu personal, pentru butoșinenilor. Că nu contează în prima pe ce pleci la București. Contează... Poate nu l-a susținut pe Ciucă. Eu l-am vorbit de Valeriei Ftime. Am vorbit de echipa Valeriei Ftime și de acești oameni din spatele meu. Dar am vorbit asta încă o dată, cu tot discernământul și cu toată credința și respectul față de oamenii Botoșani. Pentru că eu nu credeam, că nu cred și acum că cel mai important este președintele. Cel mai important este guvernul și oamenii care merg în Parlament. Asta cred. Pentru că acești oameni care merg în Parlament cu răspuns bun, cu un rezultat bun la asta, la locale, la parlamentare, poți deplasa un ministru, doi niște secretari de stat. Asta e important. Până la un președinte este într-o bașă în alta. Și faptul că domnul președinte Ciucă nu avea tracțiune și mi-i spunea oameni, pentru că, oameni buni, știți că n-am făcut 3 clase primare, nici liceul la 40 de ani sau la 60 de ani, știți? Deci, noi ne-am uitat pe internet. Noi când lansam campanie cu domnul Ciucă, primeam, știți, reacții. Și atunci ne-am calibrat. Eu m-am calibrat ce vor oameni, știți, nu ce vreau eu. Ce vor oameni? Oamenii vor să vadă că sunt activ, fac activ. Oamenii vor să vadă oameni noi, aduc oameni noi. Oamenii vor să vadă oameni cu școală, aduc oameni cu școală. Oamenii vor să vadă oameni cu meserii, oameni cu meserii. Și vor să vadă mine un președinte care îi ascult, asta fac. Ce vor oameni? Dar nu sunt niciun ureche fină, adică mă duc sau... Nu, îmi asum foarte mult cu aceea. Credeți-mă, eu dacă mă îmbolnăresc și azi, vorbesc mult, dar îmi asum foarte tare și mă gândesc foarte mult la soluții. Dar acum suntem în campanie, trebuie să faci câștigăm și va merge mai departe. Targetul pentru parlamentare vi-o schimbați? De la 38% cât ați visat acolo? Nu, da, la 45%. Asta e nici mai acolo. Atunci 50. Dar voturile lui Georgescu, cum credeți că se vor împărți la Botoșani? Georgescu nu are voturi la Botoșani la parlamentare, așa cred eu. Nu, el indică. Păi el a fost președinte acolo. Georgescu? Eu nu cred dacă a votat Georgescu, ai să-i votez un... nu știu cum o cheamă, pai la aur sau, înțelegi? Eu nu cred că cheamă Georgescu, o să spună votați-o pe doamna aia, lipă, tot, hai să înțelegi. Dar ei nu votează oameni, votează niște partide. Păi știi, nu au partide. Ce cred? O să votez aur, o să votez... Da, nu, păi domnule, asta spun eu și asta e discuție care am spus-o, votați oameni. O să cădem în paradigma asta votării partidului și vom fi niște oameni care avem la București niște monștri.
Pe cine îți votezi? Spune-mi pe cine... Da, ce pot face trei oameni care nu au majoritate contra care? Unui partid? Care trei oameni? Să zicem trei oameni votați care nu au majoritate. Bravo. Hai spune ceva. Tu ești domnul Georgescu. Spune-mi tot pe cine îți votat. Spune-mi. Termină cu Georgescu, la mă. Cum? Hai că ești tu că ești mai guralic. Zi-mi, domnule, pe cine să votez, domnule? Zi-mi un om. Domnule, dă-mi votul lui Budă. Dacă vă propuneți să faceți alianță. Cu cine? Georgescu. Păi nu, dar eu fac alianța. Aici e o chestiune de doctrină, nu-i la mine. Eu cred că alianța cu domnul Georgescu nu poate fi făcută din diverse... Eu asta nu m-a aflat dumneavoastră, credeți-mă, că nu sunt așa de informat ca voi. Asta nu m-a face dumneavoastră. Eu cred că alianța este dreapta și este doamna Lasconi, care dumneavoastră nu o fie cel mai bun președinte, dar eu președinte dacă să-l votăm și eu am să-l votez dacă... Dar ce vreți să-i reproșați doamnei Lasconi? Școala, de exemplu. Mai bun, nu cunosc, dar o să vin la Botoșani, vă garantez. Dacă azi ne așezăm pe muncă, să nu am uitat, doamna Lasconi e la Botoșani. Să vă prezint, frate, braț. Să duceți la școală? Cum? Să duceți la școală? Nu, să o vedeți, băie, cât de... Dar, în opinia dumneavoastră, ce ar însemna pentru România un președinte extremist și pro-rus? Eu cred că e grav. Eu zic că nu e grav, e foarte grav. Mai în condiții actuale, de război, de americani. Nu există așa ceva, dar nu cred, ascultați-mă. Românii, Dumnezeu ține cu noi mai mult la porcine. Ține enorm de mult. Dumnezeu a spus, spărmați castelele astea de carton, PSD, PNL, spargeți-le, dacă el ne dă leviere, noi trebuie să facem acum. Doi, vă dau o variantă de o femeie, prima femeie președinte în România. Dar dacă Dumnezeu zice, spargeți castelele astea și la parlamentare și vă trăiți cu un 10%, ce faceți acolo? Atunci am zis, Doamne, iartă-mă, Doamne, ai avut dreptate. Numai că eu mă culc atunci, că sunt Dumnezeu să spună, Domnul Iftime. Sau Valeriu, cum spune? Cum vă zice? Valeriu sau Iftime? Nu știu cum să spun. Domnul Valerică, ați făcut tot ce trebuia să fac un om politic. Vin din afaceri private, da? Un om care are bani, un om bogat, asta e viața. Ai o vârstă, ai făcut tot multe lucruri, ai făcut o echipă de fotbal care ți-a consumat, uite de față aici, azi am putea primi la meci cu FCSB. Da, ați plătit milioane de euro pentru fotbal. Te-ai angajat să faci în orașul ăsta. Ai avut niște oameni, zice, spune-mă, unde am greșit. Cum o greșeală? Spune-mi, domnule, că ești mai simpatic. Ce am greșit eu în politic, până acum? N-au curaj să vă spun în față, vedeți? Asta e. Băi, oameni buni. Și atunci Dumnezeu să spună, ia să-i dă lui Iftime la asta. Eu cred că nu. Pentru că eu cred că nu sunt nici trufaș, nici obraznic. Sunt pur și simplu insistent să spun românilor, botoșnilor, că am o echipă bună. Și că falsul, până acum a predat de doamna Feodorovici, băi, mi-e mi jenă, mi-e rușine mie, când se plimbau ca niște... Se pe piști la în campanie, ei trei cu doamna acolo care a fost candidat cu mine, Lucian Trufir, cu Budăi, cu Huțu. Păi oameni bușa, Iftime nu știe administrație. Vine în spate, era și ăsta geniu ăsta la strategie gireală. Puneți voi dacă nu era Trufie. Dacă nu era Trufie, s-ar putea să fi fost în altă parte. O să aveți mare surpriză. O să aveți mare surpriză că nu era așa. Adică ați avut mare surpriză. Dar eu spun ceva. Eu nu mă uit cât e de greu ACJ și eu nu sunt om care am făscut oile până acum. Credeți-mă, 1000 de oameni, de o firmă cu cea mai mare companie, grup de companii din România, nu e ușor. Credeți-mă. Noi suntem europeni astăzi. Și ați aveți firme cu 25-20 de angajați. Dați 1000 de angajați, odată să nu întâlniți la salare. Să dai 30 de milioane de euro la bugetul stat. Băi, oameni buni, asta s-a făcut prin pixul meu, lui, și cu asociații mei. Asta am condus. Acum ce să-i spun? Că la CJ e greu? Cu 100 de mii de euro probă ăsta buget? 100 de milioane, scuze. De euro. Asta e buget? E greșit? Eu două vorbi doar să vă spun. Eu cred că oamenii au votat persoane și oameni. Eu cred că la parlamentare, botoșnenii ar trebui să voteze și ei oameni. Dacă în continuare noi o să votăm partid de aici, o să fie păcat de județul ăsta. Și este și responsabilitatea noastră, dar este și a voastră să
să vedeți ce oameni sunt și ce vor să fac pentru. De ce n-ați candidat independent dacă vrea să candidatezi oameni? Nu, dar partid are oameni. Vă pot povesti cât vreți despre candidatura mea. Nu avem timp. Nu, dar Ovidiu spune perfect, asta e doctrina noastră. Votați oameni din partid. Nu partidul pentru oameni. Oamenii care fac partidul. Ați văzut și vreau să veniți la ședință de partid acum, ce oameni, din partid, ce oameni au venit în partid acum. Am schimbat toată fața partidului. Uite, aici este doamna Secrierul, care este președinta de la, la municipiu. Ce să vă spun, nu știu, asta nu e secretarul general aici, eu nu-s voicul. Adică, eu totuși cred că, până la urmă, repet, omul e motorul acțiunilor și nu partidul ca dimensiune și pagini. Nu mai crezi că partidul, în puterea și în acțiunea motora, între unul care are un conductor bun și trei oameni care stabilesc roțele de funcționare, mai bagă și 20 de șobolani. Și hop, apar și aia. Păi, a pus în partid, ne-am de zil, dar eu cât am apus, am pus afișe. Eu când am dat dacă am pus afișe, am pus în partid, mă apuc în tremurat. Bă, dacă vrei să fii ceva, arată ce-ai vrut la viața ta. Tu ca om, asta, bravo. Vrei să vă spun Ionela? Întrebați-o. Luciana? Întrebați-o. Edi, eu nu știu. Edi, Alex, întrebați-o la viața. Bă, ce căutați, bă, viața? Hop, în fața partea. Și o să zic ce-am gândit. Voi ați spus, nu aduci nici am adus. Acum spuneți, bogați, păi da, vezi, bogați. Mi-a spus că știți așa bogați, Costel Județean. Dar și domnul Jitaru, care e mai atât de bogat? Dar la Costel Județean, voi ați scris că au ceasuri de aur, ca o mașină. Apropo de toți Costel, toți Costel mei județeni, sunt oameni de afaceri, cu două excepții. Dar nu trebuie să fii bogat, chiar ca o video. Serios, nu suntem nici sărași. Dar dacă voi spuneți, oameni de afaceri, mai oameni de afaceri, păi, dar ce de avere au primit? Băieții, cât au vorbit, oameni, au muncit la viața, să luat, ce vreți să faceți? Câtă vină are Iohannis pentru dezastru? Enormă, enormă. Iohannis a stricat partidul acela liberal și el a tras o cursă domnului. Numai că domnul președinte Ciucă, din prea multă eleganță și de bun simț, n-a știut să despartă. Ce am văzut acum la urmă, cum s-a comportat la vot, adică este incredibil. Și nu, cum să vă spun, vorba de comportament. Dar atât, dacă eu m-am enervat, dacă tot nu care sunt aici, sunt casa asta, asta face, băi, și de aici am primit, l-au persecutat cu 10%. Așa că... Și ce mi-ai reproșat lui Claus? Minul lui, reproșat la votat. Ce să mai reproșat acum? Gata, e istorie. Are casa, are tot. Cât? Nu, asta e o treabă, vreau să numeri, eu am numerele care nu le știu. Nu știu. Nu știu. Nu mai răspunde unul primar la telefon? Nu, primar care? Nu, dar acolo era altceva. Primarul nu răspundea solicitărilor, dar lua cu apă, nu mie. Înțelegeți? Așa am spus acolo. Deci el nu răspundea la astea cu apă, sunau. Tu nu răspunde la telefon, dar... Eu vă spun mai repede, că m-am vorbit. Dar nu mie, mie răspunde la telefon, dar o să răspundă și mai bine. Așa vedeți? O să vedeți pe luna martie cam cum îmi răspunde, martie-aprilie, cam cum îmi va răspunde un primar PSD la telefon mie. Îi faceți invitația de venit la PNL? Nu. O să spună, știți cum e ăla care făcea economii la curent? Nu sunați este din când în când, să nu faceți, să nu consumați curent, da? Nu sunați sonerieșul din când în când. Așa o să ne primar la PSD. O să spună, m-ați sunat, nu președinte, cum mi-a dat seama. Întrebări, vă rog, pentru candidați, pentru domnul secretar general. Te rog, iar Botoșan, Iașu, va fi tot pilota pe relația Zorovăi? Nu. Sau ceva nou? Nu, este care a fost început de comuniști, dus până la Târgu, până la aici, până la Flămânț. Dar l-am scos dintr-o naftalină adânc. Sunt lucrurile făcute acolo. Dar cam câte mandate v-ar trebui ca să ajungeți acolo? Vreau 5. Aia zic eu. Deci nu mai promiteți ce nu te trebuie. Nu. Ca să-l prindem și noi. Băi, cum credeți că au făcut PSD-ul drumurile astea, le-au asfaltat? Eu 8 ani s-au chinuit PNL-ul și au făcut proiecte și au dat fix finanțări. În momentul ăsta, eu vă spun ceva. Sper că la luna ianuarie, după zilele culturii români de 5 ianuarie, să vă prezint un plan de județ. Un plan de județ în care să vedeți cum gândim noi, liberale,
aceste chestiuni importante de la, ce înseamnă partea de infrastructură, de dezvoltare economică, de parcuri industriale, de cultură, de promovarea culturii. Știți cum gândim? Și eu cred așa. Cel mai important este să ne asumăm toți că ăsta-i drumul. Menirea mea în fața acestui partid este să vin, să pun cumva o strategie și să dau drumul la un sens. Și oamenii să creadă în sensul ăsta. Păi că nu mai stau acolo, eu nu să fiu 30 de ani afară de ăsta. Dacă stau 4 ani, 5, poftim ca să dau un taxi, găsesc unul, trebuie să fac asta. Vreau să fac să se întâmple. Asta spun. Că nu mă leagă nimic, nu mă leagă nici bani, nu mă leagă nici o notorietate, nu mă leagă să fac la Botoșani istorie politică. Dar cred că pot să fac asta și că dacă primesc o sarcină, dacă Dumnezeu mi-a dat o, nu știu, o sarcină, o datorie, o putere, nu putere și cum spunesc asta, trebuie să fac. Prezentați până la alături de PSD, că aveți majoritatea PSD în Consiliul Județean. Păi de ce nu? Cu PSD-ul, ți-i văd cum plâng la gunoaie și la apă. Nu am făcut ani de zile nimic. Eu ne înțeleg, dar apă e un dezastru de nu puteți să vă întrupuiți. Deci suferim toți. Dar trebuie ușor, pas cu pas, făcut acolo. Nu sunt soluții așa, hop, cum credea, dar ia ce trebuie să acționează. Aș tampil la pașaporte. Serios, pe oameni, deci la mine așa, pe contrariat. Cristi, nu are cum să facă nimeni apa decât mine, Botoșani. Nimeni! Din țară, nu din... Credeți-mă că știu ce spun. Cap toate informații. Dacă mă țin dumneavoastră toți, nu e o raznă cu... Și înțeleg? Eu mă rog, să știți că și eu mă rog la asta. Vorbesc eu cu Dumnezeu noastră. Pe tine stau pe mine. De dumneavoastră. Mulțumesc tare, tare mult și mă bucur că v-am revăzut. Dacă va mai fi săptămâna viitoare, sper să ne vedem vesel și plin de energie după alegerile. Noi și voi sau numai noi?